Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și agenția imobiliară pe care o reprezentați. Numele meu este Gianina Radu și reprezint compania Premier Estate Management. O să vă spun câteva detalii generale despre Premier Estate Management. Este o companie lider pe piața imobiliară. Ne-am axat mai mult pe segmentul rezidențial, ceea ce ne-a clasat printre primele trei agenții rezidențiale în mai puțin de 5 ani. Cu peste 7 ani de experiență, am reușit să aducem în portofoliu peste 2500 de apartamente, ceea ce însumează o valoare de peste 300 de milioane de euro. Ne mândrim cu un portofoliu destul de bogat, deținem proiecte ca Ibiza Sol, Asmita Gardens, Citadela Titan, Vivando, Cosmopolis, Palladi Towers și multe, multe alte proiecte. Suntem o companie tânără, o companie ce crește de la an la an, foarte frumos. Cu ce proiecte este prezentă agenția în cartierul Titan? Ok. În cartierul Titan suntem prezenți cu două proiecte, Citadela Titan și Palladi Towers. Așa cum v-am mai spus și mai devreme, încercăm să creștem de la an la an. Segmentul pe care noi îl atingem în momentul de față este segmentul clienților high și middle. În zona Titan, proiectele pe care le deținem se adresează clienților din segmentul middle. Încercăm să satisfacem dorințele clienților prin proiecte în toate zonele Bucureștiului. Ce puteți să ne spuneți despre Palladi Towers Residence? Cu ce finisaje și dotări vine acest ansamblu rezidențial? Palladi Towers Residence este un proiect ce a fost terminat în 2009, a fost dat în folosință în 2010. Vine cu parcări exterioare, parcări subterane, apartamente cu suprafețe generoase, are foarte multe facilități de la pază, de la lifturi de ultimă generație, Schindler, finisaje de calitate, suprafețe vitrate generoase, ceea ce ne diferențiază de alte proiecte din această zonă. Cum ați descrie un apartament din Palladi Towers? Cărui tip de locatar se adresează? Așa cum vă spuneam mai devreme, Palladi Towers se adresează clientului din segmentul middle. Un apartament aici vine în întâmpinarea clientului cu suprafețe generoase, suprafețe vitrate mari, conturizare individuală, iar aici dispare teama clientului de costuri ascunse. În momentul de față, care este disponibilitatea apartamentelor? Palladi Towers însumează un număr de 216 apartamente. În momentul de față mai sunt disponibile către vânzare aproximativ 50 de apartamente. Care sunt suprafețele de care dispun apartamentele și la ce prețuri sunt? Cel mai mic apartament din Palladi are 38 de metri pătrați util. Avem atât garsoniere, două camere, cât și trei camere. Cel mai mare apartament are 91 de metri pătrați util. Prețurile pleacă de la 39.000 de euro, cu TVA inclus, de 5%, ajungând până la 99.000 de euro, un apartament, cel mai mare apartament din Palladi, cu o suprafață de 91 de metri pătrați și un loc de parcare. Spre ce tipuri de locuințe s-au îndreptat în ultima perioadă clienții în ceea ce privește ansamblul rezidențial? Făcând un raport al anului trecut, din a doua jumătate a anului, am observat clienții au avut mai multe cereri și mai multe dorințe pentru apartamentele de două camere. Raportul calitate-preț pentru două camere este unul foarte bun. Drept urmare, cele de două camere în proiectul nostru s-au finalizat, fiind urmat de garsoniere și de trei camere. Ce beneficii au clienții care achiziționează un apartament în acest ansamblu? Beneficiază de, așa cum v-am mai spus, de suprafețe mari, suprafețe generoase, contorizare individuală, pază permanentă 24/24, centre comerciale, acces facil, tot ce au nevoie le găsesc, toate facilitățile de care au nevoie clienții le găsesc în Palladi Towers. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul dezvoltatorimobiliar.ro?
Să intre în număr cât mai mare pe portalul dumneavoastră, să trimită cât mai multe cereri de ofertă, iar analiza pe care o fac să încerce să privească și dincolo de preț. Mulțumim și mult succes pe viitor! Vă mulțumesc și eu! Mulțumim!